Conducătorii formației Handbal Municipal Buzău vor să întinerească lotul aflat sub comanda tehnicianului Romeo Ilie și au efectuat deja primele mutări. Grupara condusă de Ștefan Miloș a transferat 3 jucătoare. Este vorba despre 2 extreme și un inter. Iuliana Badea evoluează pe postul de extremă, are 20 de ani și a fost adusă de la Râmnicu Vâlcea. Laura Zafiridis are 23 de ani și a fost transferată de la Ploiești, iar interul Florina Biro, care are tot 23 de ani, a fost transferată de la Sebeș. Au jucat, ultima a fost în Grecia, Zafiriadis, în Grecia, că am presa că are origini grecești, așa. A doua, Ploiești, deci Badea Ploiești, iar Biro Sebeș. Da. Badea cea mai tânără, 20, 23 Zafiriadis, deci Badea joacă extremă și centru, extremă joacă Zafiriadis, stânga, da. Și Biro inter. Mi-a zis cineva, de aia mă bucur că mi-a amănunt ăsta, că mi-a zis cineva că, domnule, ce ghinion, dar de ce fel ghinion, nu știu, de la Consiliul Județean, că nu ne s-a aprobat bani. Cele 3 au debutat cu dreptul în tricoul echipei din Buzău. Trupa condusă de Romeo Ilie s-a impus ieri în capitală în primul meci de pregătire din această iarnă cu 37-20, 14-12 la pauză în fața formației secunde a primei divizionare CSM București.